Salut prieteni, sunt Dacian și astăzi vă dezvălui care este exercițiul care arde cea mai multă grăsime în cel mai scurt timp. Iată cum funcționează corpul nostru. Grăsimea este arsă în principal în două locuri. Organele ard foarte multă grăsime, dar activitatea lor nu prea putem influența. Ele ard grăsimea atât cât au nevoie. Al doilea loc în care putem arde foarte multă grăsime este în mușchi. Și atunci, exercițiul care lucrează cei mai mulți mușchi și la o intensitate ridicată, o să ardă cea mai multă grăsime. Logic, nu? Exercițiul de care vorbesc se numește burpees. Sau, în românește, mai este cunoscut sub denumirea de coreene. Este un exercițiu greu, foarte intens, care o să vă solicite atât forța cât și capacitatea cardiovasculară. Clienții mei știu despre ce vorbesc, mă urăsc de fiecare dată când primesc acest exercițiu, dar de asemenea le-am explicat că este foarte eficient. Hai să văd cum se face. Acest exercițiu lucrează toți mușchii corpului, absolut fiecare grupă de mușchi din corp este lucrată și nu numai că este lucrată la o intensitate foarte mare. Exercițiul se execută în următor. Pornesc din poziția de drept, mă plec, pun patele jos, mă întind, mă așez pe burtă, sar înapoi și sus. Asta este o repetare. Da, hai să ne facem câteva. 1 2 3 Burpees, dragii mei, exercițiul care lucrează toate grupele de mușchi în același timp și arde o grămadă de grăsime. Este un exercițiu intens. Vă avertizez, prima dată începeți cu 3-5 repetări, încet încet să ajungeți sau la 10 sau la cât mai multe. Faceți-l pe serii, luați pauză 1 minut, 2, mai faceți 10 repetări sau 5 sau 3, mai luați pauză 1 minut, 2 și așa mai departe. Începeți de la nivelul vostru de fitness și progresați. Încercați să faceți acest exercițiu în fiecare zi și nu uitați de dietă. Oricât v-ați munci în sală, fără o dietă bine pusă la punct, nu o să aveți niciodată rezultate. Până data viitoare, mult spor, la mâncat sănătos și mișcare. Nu uitați să vă abonați la acest canal, că o să revin cu multă informație de genul ăsta, ca să vă ajute în drumul vostru spre sănătate și un fizic de fier.